Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba cu această citire. Pentru voi care priviți la acest video și care vă întrebați încotro se va orienta relația voastră de cuplu, sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure, văd că și voi vreți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi, sau pentru aceia dintre voi care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Wow, cât de frumos! Da, iată că această carte începe cât se poate de romantic, da? Este vorba de o atitudine cât se poate de copleșitoare din partea partenerului tău în aceste momente, draga mea. Așteaptă-te ca acest partener să-ți facă o invitație, o invitație care te va surprinde în această perioadă, pentru că va veni din partea unei iubiri sincere și va reprezenta o victorie pentru tine, pentru că se referă la exact o dorință pe care tu ți-ai exprimat-o în ultima perioadă. Da? Poate fi o dorință de-a ta de a vizita o anumită destinație de pe acest pământ, da? Având în vedere că suntem în anotimpul iarna, poate că tu vei dori să te orientezi din ce în ce mai mult spre un ținut mult mai călduros, da? Un ținut în care ai putea să mergi să faci plajă, de exemplu, în acest timp friguros de la noi. Da? Bine, într-un timp mai cald, da? Tu vrei să mergi în alt ținut. Având în vedere această dorință pe care tu ți-ai exprimat-o în urmă cu ceva timp, iată că acest partener al tău nu a fost surd, da? Nu și-a astupat urechile în momentul în care tu ți-ai exprimat această dorință și iată va veni spre tine în aceste momente într-un cadru cât se poate de feeric pe care îl va pregăti pentru tine și îți va face această invitație de a lua compania în această țară unde totul va fi cald și frumos pentru voi și unde să vă petreceți ceva timp singuri. Da? Veți petrece, odată cu această invitație pe care ți-o va face, veți depăna multe amintiri împreună pe care le aveți și vă veți face de asemenea multe planuri de viitor. Veți conversa foarte mult, da? Hai să vedem și următoarea carte, dragilor. Iată că această carte vorbește despre aceia dintre voi sau acelea dintre voi care aveți nevoie de vindecare în această perioadă, mai ales pentru aceia sau acelea dintre voi care veniți dintr-o relație anterioară, o relație în care lucrurile nu au mers după cum v-ați dorit, da? Se pare că totul s-a transformat într-un mare eșec, într-o experiență eșuată. Așadar, da, dragii mei, dragele mele, este clar că în aceste momente voi aveți nevoie de vindecare și veți aborda foarte mult viața voastră în perioada următoare din punct de vedere al îngrijirii de sine și al dragostei de sine, da? Adică veți dori să aveți foarte mare grijă de nevoile voastre, cele mai stringente și de dorințele voastre, da? De ce nu? Pentru că știți foarte bine și deveniți din ce în ce mai conștient sau conștientă pe zi ce trece că persoana voastră este cea mai importantă persoană, adică voi sunteți cei mai importanți pentru voi în viața dumneavoastră, da? Este clar că prin această carte, iată, odată făcând aceste lucruri, dar odată oferindu-ți ție această atenție, vei decide totodată să faci pași spre mai departe, da, în viața ta și, da, de ce nu să accepți invitația acestei persoane despre care vorbeam la începutul acestei etalări, care face, această persoană care face parte din prezentul tău, da? Este o persoană
care este posibil să fie deocamdată doar prieten sau prietenă cu tine, dar prieten, da? Pentru că vă spuneam că este bărbat. Este posibil să fiți doar la începutul prieteniei dintre voi doi, dar se pare că viitorul vostru împreună sună cât se poate de bine. Se arată a fi cât se poate de benefic. Următoarea carte, dragii mei, iată că vorbește despre o persoană care se simte paralizată de iubirea pe care o simte pentru voi. Da, această persoană este atât de îndrăgostită de voi încât îi este teamă. Este teamă să facă vreo mișcare spre tine în perioada aceasta, este teamă să spună mai mult decât s-ar cuveni, da? Este teamă să nu cumva să se îndrăgostească de voi mai mult decât a făcut-o deja, da? Această persoană știe că deja s-a îndrăgostit de voi, dar își dorește să nu încalce și mai mult limitele, da? Limitele pe care voi deocamdată le impuneți în această relație, da? Pentru că spuneam, este posibil să fiți deocamdată într-o relație de prietenie, relație de prietenie care se arată a fi una cât se poate de frumoasă, de fructuoasă și care are toate șansele să se transforme într-o relație de dragoste atâta timp cât niciunul dintre voi nu va încălca limitele celuilalt, da? În această conexiune. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că vedem cu această carte, dragii mei, dragele mele, că această persoană din viața dumneavoastră dorește să-și manifeste protecția față de voi, da? Această persoană ar face orice de dragul vostru, dar mai puțin acele lucruri care ar putea să vă rănească, da? Acest om este foarte atent la nevoile dumneavoastră, este foarte atent la ceea ce voi vă doriți în această perioadă, pentru că știe că ați trecut prin momente cumplite, știe că ați trecut prin momente de suferință în legătură cu trecutul vostru, da, spuneam că mulți dintre voi veniți dintr-un trecut dureros, un trecut în care ați suferit foarte mult în urma unei trădări, poate din partea partenerului sau a partenerei voastre. Și atunci, acum poate că unii dintre voi, unora dintre voi vă vine foarte greu să mai aveți încredere în dragoste sau să vă mai manifestați încrederea într-o persoană de sex opus. Da? De aceea, dragii mei, dragile mele, cu atât mai mult această persoană își dorește să vă protejeze în această perioadă, să vă protejeze în primul rând de voi înșivă sau de voi însevă, da? Pentru că acest om știe că dumneavoastră sunteți pe punctul de a vă închide în dumneavoastră înșivă sau însevă. De a vă închide în voi, adică să nu mai fiți dispuși sau dispuse în perioada următoare să vă lansați într-o nouă poveste de dragoste, da? Și din acest punct de vedere, această persoană va manifesta foarte multă răbdare în privința dumneavoastră. Da? De ce? Tocmai pentru că își dorește foarte mult să vă protejeze. Da? Această persoană se va manifesta în relația cu voi mai degrabă ca un înger. Da? Ca un înger, ca o ființă luminoasă care, iată, a fost menită să apară în viața dumneavoastră și cu acest scop de a crea mai multă protecție pentru voi. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei, dragele mele. Iată că această carte vorbește despre o persoană în viața dumneavoastră care v-a rănit în trecutul apropiat. Da, această persoană, iată că va veni să își ceară iertare de la dumneavoastră, se simte remușcări, da, în aceste momente. Și își dorește să se revanșeze față de voi, dar bineînțeles că pentru mulți dintre voi, pentru multe dintre voi, dragele mele, acest rău a fost suficient și a spus totul despre această persoană, astfel încât nu cred că îi veți mai da acestuia sau acesteia o nouă șansă. Da, din acest punct de vedere, văd că dumneavoastră, dragile mele sau dragii mei, vă veți vedea în continuare de viața dumneavoastră alături de oamenii care vă iubesc, alături de această ființă minunată pe care ați cunoscut-o între timp și care, iată, spuneam, dorește să vă protejeze, dorește să creeze această aură de protecție în jurul dumneavoastră.
dorește să vă ofere dragostea de care nu ați avut parte, poate, în relația anterioară, da? Și așa încât dumneavoastră veți închide acest capitol din viața dumneavoastră alături de acea persoană care va... care v-a trădat la un moment dat, da? Și vă veți îndrepta, vă veți orienta din ce în ce mai mult spre persoana care merită atenția dumneavoastră acum. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Împărăteasa, dragii mei, o carte foarte bună care îmi vorbește despre foarte multă abundență, foarte multă prosperitate care va veni în viața dumneavoastră în perioada aceasta. Probabil ca urmare a faptului că voi vă veți îndeletnici cu mai multe activități, da? Pentru că văd că mulți dintre voi, în afară de jobul pe care îl aveți, mai faceți și diverse lucruri care vă produc pe de o parte plăcere, iar pe de altă parte sperați să vă aducă și veniturile la care voi ați îndrăznit să visați. Da? Da, dragii mei, dragile mele, să știți că se va întâmpla așa, iată, aceste venituri nu întârzie să apară pentru voi și vă vor oferi acel strop de independență financiară la care voi ați sperat și vă va face să vă simțiți mult mai împliniți sau împlinite în viața dumneavoastră. Da, dragii mei, dragile mele, cu această carte a împărătesei văd că mulți dintre voi sau multe dintre voi, pentru că mai ales pentru acelea dintre voi care sunteți femei, da, sunteți dornice să deveniți mame, da, văd această dorință extraordinară a voastră în această perioadă și pentru unele dintre voi mai văd îngrijorarea vis-a-vis de acest aspect, îngrijorarea că, iată, timpul trece peste voi și s-ar putea să, ca în curând, să nu mai puteți face acest pas, da, în viața dumneavoastră. De aceea, iată, veți dori să urgentați această situație pentru voi, da, adică veți dori să, ca probabil anul acesta, să deveniți mame în sfârșit, da, așa cum v-ați propus în urmă cu ceva timp. Hai să vedem încă o carte. Iată că avem aici șaptele de pentagrame, dragilor, o carte din nou foarte bună care îmi vorbește despre o situație în care vei fi silit sau silită sau poate așa vei dori tu să iei o pauză din ceea ce faci în momentul de față cu scopul de a-ți reanaliza situația, da? Cu scopul de a vedea unde te situezi în legătură cu munca ta, în legătură cu viața ta, în legătură cu familia ta, da? Ce ai realizat tu până acum și mai ales unde te vezi în viitorul apropiat, da? Având în vedere activitățile tale curente. Da, dragii mei, dragile mele, unii dintre voi veți dori să luați o pauză mai îndelungată, poate pentru a face această excursie despre care spuneam la începutul acestei etalări. Este vorba de o invitație pe care o vei primi sau ai primit-o poate din partea partenerului acestuia care intră în viața ta și care va dori să-ți lumineze existența în perioada următoare. Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Iată că aceasta este 10-le de pentagrame, iubiții mei, care vorbește despre o împlinire la nivelul vieții voastre de familie în perioada următoare. Așadar, aceia dintre voi care v-ați propus să vă faceți o familie cu partenerul vostru sau cu partenera voastră din aceste momente, din prezent, iată că acest lucru va deveni palpabil în perioada următoare pentru voi, da? Se pare că unul dintre cele mai mari visuri pentru voi ia naștere și se manifestă în viața dumneavoastră în perioada următoare. Așteptați-vă la tot felul de întâmplări minunate, așteptați-vă ca viața să ia o întorsătură cât se poate de frumoasă pentru voi, pentru viața dumneavoastră, dragii mei. În această perioadă. Da, așteptați-vă exact ce am spus mai devreme, să aveți parte de o vacanță de vis alături de acest partener, de această parteneră. Așteptați-vă să parcurgeți un drum cât se poate de frumos alături de această persoană și mai ales așteptați-vă ca visurile dumneavoastră să se transforme în realitate în această perioadă. Hai să vedem, dragii mei, încă o carte.
din acest oracol. Rămâi optimist sau optimistă în legătură cu viața voastră, cu viața ta amoroasă. Gândirea pozitivă și încrederea îți vor aduce romantismul în viață. Așadar, dragul meu, draga mea, aceia dintre voi care vă păstrați optimismul în aceste perioade și vă mențineți această stare de echilibru în viața dumneavoastră, iată că veți avea o nouă șansă în privința vieții voastre amoroase. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!